Bun. Hai să începem cu prezentările. Florian, vrei să ne zici tu câteva cuvinte despre tine, după lăsăm pe Paul. Sigur, salut și în primul rând ne bucurăm să fim aici, să vă cunoaștem. Ne bucurăm și pentru parteneriatul nostru pe termen lung cu X-Launcher. Așadar, noi suntem o societate pe acțiuni, înființată în luna august legal, dar inițiată în 20 iunie cu un mint al unor șerpi, snakes, NFT-uri, pe fostul Elrond, acum Multivers. Practic, mintul a început la un e-gold, acum floor price e de 25 de e-gold pentru aceste NFT-uri și ele reprezintă acțiuni în compania noastră. Aici e un pic debatable, fac doar o mică introducere și dacă aveți întrebări pe subiectul ăsta, putem dezbate împreună mai târziu. Deci, la nivel mondial, cripto și NFT-urile, tot fenomenul cripto nu este reglementat încă. Deși, în proporție de 90%, NFT-urile sunt considerate securities, dar nu există un cadru legal încă, deși în România s-a luat atitudine, se lucrează la un cadru legal și la fel și Parlamentul European le consideră security și lucrează la un cadru legal. Deci foarte curând vor fi reglementate. Legea spune că o companie, societate pe acțiuni, până se listează la bursă, după minim 3 ani de activitate, poate căuta finanțare la investitori privați oricând. Da? Deci, practic, noi putem oferi din acțiunile noastre oricând și oricui pentru a capitaliza, pentru a găsi cash flow, pentru a crește compania. Și, bineînțeles, avantajul investitorului fiind faptul că primește acțiuni în compania noastră la un preț mic atunci când și noi suntem mici, pe măsură ce livrăm produse, pe măsură ce creștem și valoarea companiei crește implicit acțiunile lor. Deci cadrul legal există, da? Certificatele de acționari sunt digitale deja și pot fi primite pe e-mail, nenominale, cu un serial number acolo, deci practic același lucru ca și la NFT-uri. Asta am făcut noi în 20 iunie cu mintul la șerpi. Am înființat după aceea o societate pe acțiuni, cu 1 milion de acțiuni, din care șerpii dețin 30%, deci 300.000 de acțiuni, 600 de snakes NFT, fiecare reprezentând 500 de acțiuni. Urmând ca un second airdrop la snakes să fie anul ăsta, deci încă 20%, pentru o capitalizare totală de 50% din acțiunile companiei. Mai departe, obiectul nostru de activitate este producție de film și entertainment, distribuție și așa mai departe. Noi, eu și Paul, asociatul și CEO-ul companiei, suntem oameni de film cu experiență amplă în industria cinematografică și premiza inițială este să căutăm finanțare pe blockchain pentru a produce film pe care îl vindem și împărțim veniturile generate de filmul respectiv cu investitorii din blockchain. În acest sens, noi am construit un întreg ecosistem, având la bază tehnologia Web3.0 și smart contracts, pentru a ușura experiența investitorilor noștri și pentru a facilita un return investment în zona de cripto, transparent și cât mai simplu. De aia am înființat o divizie de coding în octombrie cu un al doilea mint, Coding Division, unde. Scuză-mă că te întreb, să ajungem și acolo. Haideți să mai Ok. vorbim un pic despre demiurgul și despre șerpi. Dar nici nouă rețeta. Cum faci să ții un floor price la 25x? Păi Nu am noi am folosit plecat pe de la șerpi. premiza încă din. E o poveste un pic mai lungă, dar încă din luna aprilie, când am început să conturăm acest proiect, am plecat de la premiza unei comunități elitiste, scarce, cu un NFT scarce și foarte valoros, dar care în timp nu poate decât să crească în valoare, datorită celui mai important lucru, utilitate în lumea reală.
Deci un NFT care reprezintă acțiuni într-o companie. Și practic oamenii înțeleg că noi suntem reali, suntem transparenți, avem un CV și o experiență în domeniu, știm ce vrem să facem, am tot demonstrat acest lucru până acum și în felul ăsta credibilitatea companiei crește și pe măsură ce noi livrăm produse și dovedim comunității că suntem implicați trup și suflet în această companie, automat și cererea crește. Ce număr are colecția de NFT-uri? În prezent sunt 600 de șerpi și urmează să lansăm încă 400 în 2023. Deci în total maxim 1000. Maxim 1000. Bănuiesc că ei sunt listați în momentul ăsta pe toate marketplace-urile importante de pe Elrond. Da, la o simplă căutare Snakes, pe Exox nu sunt găsiți, sau Demiurgos pe Framit sunt găsiți, sau pe NFTR. Am înțeles. Bun, acum sunt doar 5, cred că nu, 5 share mai sunt acum pe piață. Floor 26, primim foarte multe e-mail-uri, mesaje. Oamenii vor șerpi, care au pierdut mintul inițial, că noi am plecat pur și simplu de la un e-gold. De la un e-gold și acum e la 26. 400 nu sunt mintați încă la anul și am acolo înțeles. O să fie foarte interesant, foarte interesant ce se va întâmpla. Foarte interesant este și prețul de la care va pleca mintul. Puteți să ne dați o cifră? Mintul de anul viitor? Mintul la cele 400, la cei 400. Încă nu se știe, dar în teorie de la floor price acolo pe undeva. Așa. O să vedem. Super tare. Bun, prețul lor 400 de snakes va fi în prețul celor 400 de snakes, nou, al doilea mint, se va reflecta în primul rând valoarea companiei. Noi între timp am livrat acest protocol Liquid Eagle, am livrat multe alte lucruri și urmează să mai livrăm un Q1 în 2023 și cum este normal ca în orice fel de investiție, nu, sau de companie, se reflectă atât echipa, cât și CV-ul, cât și produsele deținute. Nu ajungem la o cotă de piață, nu? Bineînțeles. Așa că vom vedea la timpul potrivit. Corect. Nu, mă interesa doar să aud și să audă și lumea că prețul de pornire va fi cel puțin în jur de floor price-ul actual, ceea ce e foarte important pentru cei care au deja aceste NFT-uri. Haideți, spune-ne un pic despre Coding Division. Cum a luat naștere și ce presupune și cine face parte din această echipă? Practic, noi ne-am dorit foarte mult să avem coderii noștri interni pentru a grăbi și pentru a implementa planurile noastre ambițioase. E greu să lucrezi cu freelanceri, sunt foarte buni, oricum oamenii sunt serioși și în general am avut numai experiențe plăcute pe zona asta de coding și developing pe blockchain, însă freelancerii sunt full booked mult timp înainte, cererea este mare, trebuie să aștepți după ei 2-3 luni de zile și în felul ăsta noi întârziem livrarea produselor. Așa că am decis să formăm acest Coding Division, unde am angajat full-time Team Lead Blockchain și mai avem parteneriate cu încă 4 codări, front-end și back-end. Deja protocolul de Liquid Eagle, după cum vedeți, este live și funcțional. Chiar acum se întâmplă un audit la Arda și încă unul la BHAT, la Black Hat. Urmând ca la sfârșitul lunii ianuarie să lansăm și DEX-ul nostru pentru a oferi o utilitate și adopție extinsă V-Gold-ului, cât și un parteneriat amplu cu NFTR Market de pe Multiverse X, unde de asemenea avem planuri ambițioase pentru NFT-urile listate pe acest marketplace care va fi integrat în ecosistemul nostru. Echipa lor și echipa noastră vom lucra împreună. Spune-ne despre colecția de NFT-uri care este fix pentru Coding Division, adică
Știu că aveți o colecție de NFT-uri care se numește Coding Division și care deținătorii au 50% din acțiuni din această parte a companiei, nu? Exact. Tot ce Coding Division are deja 5 proiecte în dezvoltare, funcționează ca un fel de incubator și oferă servicii de marketing, de grafică, artwork, bineînțeles de coding. Din astea 5 proiecte, 3 sunt ale noastre interne și 2 sunt externe. Urmând ca multe alte proiecte să fie adoptate, ca să spunem așa, pe parcursul anului următor. Și, practic, Coding Division va încasa de la fiecare proiect între 5 și 10%, uneori chiar 20% din mintul total. Da? Iar din acest payment pentru serviciile respective, jumătate se va duce instant către holderii de NFT-uri Coding Division. În prezent sunt 3500 de NFT-uri la holderi, de fapt SFT-uri, pentru că sunt gândite ca un set de 10 tokene diferite și cu o putere extinsă pentru deținătorii de set. În primul rând avem un feature blooming care va fi lansat imediat acum în ianuarie, cât de repede posibil, în primele zile, prima săptămână, unde în fiecare zi holderii de Coding Division vor primi un V-Gold printr-o tragere la sorți, gândită în așa fel încât fiecare deținător, timp de 365 de zile, 365 de V-Gold, în fiecare zi câte un V-Gold tombolă, inevitabil până la final toți vor primi. Bun, hai să explicăm lumii ce este acest V-Gold și de ce este el oarecum mai preferabil sau are câteva avantaje față de E-Gold. Plecând de la faptul că se valorizează în timp și pe lângă, adică de fapt descrie tu de ce este mai bun V-Gold-ul decât E-Gold-ul. Deci nu am plecat de la premiza că 60-70% din tot E-Gold-ul este pus la stake. Asta înseamnă o lipsă acută de lichiditate pe blockchain, în special în perioada asta grea de bearish, da? Lucru care afectează fiecare investitor și fiecare proiect pe rețea. Și astfel, conceptul există deja pe Ethereum, a fost dezvoltat acolo, numai că noi l-am dus la un cu totul alt nivel și o spun cu drag și cu mândrie pentru echipa asta fenomenală din spatele proiectului. Pe scurt, în momentul în care se depune E-Gold la staking, da, protocolul nostru mintează automat echivalentul în V-Gold. Și clientul primește acest V-Gold, care este minim 1 la 1, întotdeauna minim cu E-Gold-ul și are aceeași utilitate ca E-Gold-ul oferită de noi, adică se poate face mint, trade, farming, staking, double staking la el cu tokenul Vesta, care urmează a fi lansat. Și în esență, banii tăi îți produc la staking cu un APR care în prezent e de 9,67 și cred că este cel mai mare pe blockchain, dacă nu mă înșel, oricum în top 3 sigur. Și E-Gold-ul tău produce, iar în simultan tu primești acest liquid E-Gold, care se numește V-Gold, pentru oportunități pe care nu vrei să le pierzi, pentru că se întâmplă să apară un mint bombă sau vreun proiect sau vreun trade pe care nu vrei să-l pierzi și atunci, dacă dai în staking, durează 10 zile până îți primești lichiditatea. În felul ăsta, cu V-Gold, poți beneficia de oportunități pe care nu le vei mai rata pe viitor. Super, super. Eu din prima am văzut foarte avantajos acest lucru, exact cum ai zis tu. Bine, cel chiar mai mare avantaj, scuze că intervin iar, este acest auto-compound, da? Staking reward, practic APR-ul anual este indexat zilnic, după fiecare epocă, în prețul V-Gold-ului, care se apreciază continuu față de E-Gold. Cu fiecare zi, prețul V-Gold-ului crește față de E-Gold, pentru că pur și simplu reward-urile sunt indexate zilnic. Și în momentul în care dai unstake la V-Gold, tu primești E-Gold-ul cu tot cu reward-urile respective. Am înțeles. Ca să fac o paranteză,
pe lângă ce ai zis tu, din ce am înțeles eu de la voi, aveți un parteneriat cu Parasco, automat e-gold-ul care se depune în protocol pleacă direct la ei în stake. Apropo, v-au dat o limită maximă de e-gold care să vină din partea voastră? Nu, și planul nostru este să ne extindem, să deschidem cu ajutorul Parasco și propria agenție de staking, să crească Parasco și mai mare, și lucrăm și la alte parteneriate cu alți validatori pentru a oferi o plajă cât mai mare de opțiuni pentru investitori. Văd aici o întrebare. Unstake-ul Vigol durează maximum 24 de ore, după care primești e-gold-ul respectiv, intri de fapt în unstake cu e-gold-ul lui de 10 zile, deci în total 11 zile. Ce se întâmplă dacă terminăm e-gold-ul? Păi, practic, e-gold-ul este cheia de plăcări e-gold-ului de la staking. Îl poți înmulți sau îl poți pierde cu investiții proaste și atunci altcineva va debloca e-gold-ul de la staking. Adică, de exemplu, cu e-gold poți minta un NFT la 0,5 sau ceva de genul, ai prins o oportunitate pe care îl poți vinde la 2, 3, 4, atunci ai profit. Sau nu reușești să-l vinzi, nu reușești să-l și rămâi cu el, atunci ai pierdut acel 0,5, e simplu. Bun, acest V-Gold va fi esența ecosistemului vostru, Vesta X. De-acolo, cred că de acolo vine și V-Gold, de la Vesta E-Gold. Exact. În cadrul lui se va regăsi și un DEX. Acolo vreau să vorbim mai multe detalii despre treaba asta. În cadrul DEX-ului, ce vom regăsi? Vom regăsi un meta-staking. Clar se va putea face LP de către oameni. Suma minimă de lichiditate, vreau să-mi explici, care va fi pentru fiecare proiect minim pentru listare. Și deci ce alte tool-uri va mai fi în cadrul DEX-ului? Pentru DEX lucrăm, acum suntem undeva la 80% cu dezvoltarea codului. Vom intra pe DevNet foarte curând, unde vă vom invita și pe voi pentru teste. Și practic DEX în primul rând este destinat proiectelor de pe RON care nu au reușit sau nu au putut să se listeze pe Maiar dintr-o anume procedură mai îngreunată sau din lipsă de lichiditate. Și astfel proiectele serioase pot face perechi cu V-Gold, care practic înseamnă pereche cu E-Gold, da? În DEX-ul nostru. Deci se pot face LP-uri, de exemplu între XDH și V-Gold, se pot face ferme, staking, unde tokenul nostru va fi primit de la Vesta Token, și practic... Fiurile, venim cu un feature foarte interesant pe care nimeni nu îl mai are, în sensul în care fiurile pe DEX pentru fiecare swap vor fi undeva la 0,5 la 1000, ceva modic, userul nu va simți fiul respectiv, este gândit pentru volum, nu pentru profit imediat, de unde 0,25 la 1000 se va duce la providerul de lichiditate în perechea respectivă. 0,10 aici este feature-ul original. Se va duce la creatorul tokenului, de exemplu la creatorul XLH. Deci pentru prima oară creatorul unui token va primi din fiecare tranzacție în DEX-ul nostru 0,10%, iar providerii de lichiditate vor primi 0,25% și DEX-ul nostru va ține 0,15% la 1000, scuze, pentru a fi împărțit cu holderii și investitorii noștri. Super tare. Pentru a face o fermă de staking clasică, de exemplu XLH, care e condiția să-ți deschizi o fermă cu reward în XLH? Sau se va putea acest lucru? Sau s-ar putea doar cu stake XLH și earned moneda voastră? Vom da drumul acestui DEX modular. În prima fază se va putea deschide perechea, da, cu XLH și am propus și holderii noștri vor vota DAO în Super City un 5.000 de dolari minim pentru a deschide perechea, ceea ce e rezonabil. Iar cum spuneam, modular, vor fi
adăugate cam la fiecare lună, pentru că noi lucrăm continuu diferite alte beneficii, dublu staking la V-Gold, fermele de lichiditate, urmează și un stablecoin pe la jumătatea anului sau un Q3. Totul e descris în white paper-ul nostru, urmând să detaliem fiecare modul în avans prin AMA, prin marketing, podcasturi și așa mai departe. Super tare. Haideți să vorbim un pic despre platforma de lending. Nu ai pomenit până acum, am zis eu despre ea și vreau să ne explici cum funcționează și poți să faci și o comparație dacă găsești un competitor, adică nu e nicio problemă să compari în a scoate în evidență câteva trăsături unice. Nu-mi place să compar și nu-mi place să dau nume, însă vă pot dezvălui conceptual premiza de la care am plecat când am gândit platforma noastră de lending. În primul rând, am observat în piață foarte multe eșecuri ale platformelor de lending, FTX-ul fiind cel mai recent și mai sunt și altele. În acest sens, noi considerăm, și e părerea noastră, că lending-ul pe colateral în cripto nu funcționează. Și avem fiecare exemplu de eșec, îl avem ca argument. Pentru că în momentul în care piața este bearish ca acum, tot conceptul de lending cu colateral pe cripto are o foarte mare problemă. Asta unul la mână. Doi la mână, în momentul în care ai un spike, da, la 3 noaptea și dormi, da, poți avea surpriza neplăcută să fii lichidat. În 3 la mână e deschis atacul lor de boți care caută să lichideze clienții, oamenii normali, te trezești. Și ăsta e un lucru adevărat, te trezești că te-a lichidat peste noapte și nu știi de ce. Că tu aveai o margine de 50% și ai ajuns în 80-90% în 3 minute și nu mai ai colateralul. Deci sunt foarte multe aspecte cu care lăsăm la o parte și dobânda volatilă în funcție de volatilitatea pieței cripto. Adică azi plătești 5%, mâine 10%, poi mâine 25% în funcție de cerere și ofertă și de evoluția prețului cripto. Lucruri care nouă nu ni se par normale din punct de vedere etic și avem exemple în lumea reală care pot fi implementate. Și în acest sens, noi am conceput un credit score unde clientul este analizat în funcție de asset-urile pe care le are. Adică facem audituri la toate NFT-urile, evaluăm proiectele serioase care au volum în trading și care au o valoare reală a NFT-urilor. Da, evaluăm tokenele în funcție de volum și de trading-uri și așa mai departe, vor primi un scor în acest sens, evaluăm e-gold-ul la stake, e-gold-ul, v-gold-ul, evaluăm alte asset-uri, fiat, alte tokene și așa mai departe, evaluăm experiența unui wallet pe blockchain, pentru că dacă wallet-ul există din ianuarie anul trecut, va avea un credit score mai mare decât un wallet care abia a fost înființat, logic. Evaluăm tranzacțiile făcute de wallet și așa mai departe. Toate aceste informații cu ajutorul tehnologiei Ethereum, data mining, vor fi minate din NFT-uri și noi vom livra un credit score între 350 minim și 850 maxim, cu care clientul poate să ia un credit de la noi cu o dobândă fixă, nealterabilă, între 5 și 10%, și poate primi undeva până la 30% din asset-urile lui, pe care le lasă în smart contractul nostru. Am înțeles. Deci suma maximă pe care o, în urma auditului, este de 30% din valoarea account-ului. Care este marja? Scuză-mă, care este marja la care se va lichida? Adică în funcție dacă va scădea piața, care este marja? În primul rând, de la bun început, ne-am gândit să oferim o perioadă lungă de grație, pentru că interesul nostru nu este să oprim asset-urile clientului, ci să există o perioadă de grație de 45 de zile, chiar 60 de zile, deci 2 luni de zile de, să zicem, dificultăți în a plăti dobânda. Iar, referitor la întrebarea ta, noi considerăm în urma simulărilor și proiectelor făcute, că o estimare de 20-30% din
Deci, în esență, în legătură cu platforma de landing, este plănuită să fie lansată după DEX-ul nostru și după tokenomics nostru, deci sperăm ca undeva până în aprilie mai să fim gata, nu știm încă, dar vom anunța în timp util. Dar în esență conceptul este ăsta, vrem să oferim un credit score tuturor asset-urilor de pe blockchain, care să ia în considerare și experiența în tranzacții a clientului de până atunci, bonitatea lui, și în funcție de acel credit score să oferim 25-30%, 20% depinde de suma luată, pentru că sumele mai mari vor avea un procentaj mai mic, nu? Pentru securitatea protocolului. Interesul nostru nu este să reținem asset-urile clientului, tocmai din această cauză oferim în primul rând un contract fix care nu se va schimba niciodată, dobânda aia e, smart contractul ăla așa a fost semnat și omul poate să stea liniștit că nu se întâmplă vreo schimbare de dobândă sau altceva. Și în al doilea rând plănuim și chiar considerăm la modul cel mai serios o perioadă destul de lungă de grație, de 45-60 de zile, unde omul să poată și să aibă timp să-și rezolve eventualele probleme. Dar scopul acestei platforme de lending este tot așa, de a spori lichiditatea investitorilor. Poate au niște NFT-uri pe care nu vor să le vândă, da? Sau vor să le folosească, primesc o lichiditate, își rezolvă problemele, se întorc, le iau și tot așa. Chiar Sherpy, de exemplu. Cum să vinzi cu 26 când acum o săptămână era 19 și poate peste două săptămâni 50? De ce l-ai vinde, așa? În primul rând, pentru holderii noștri am gândit sistemul ăsta ca să răsplătim și mai mult investitorii noștri, dar bineînțeles va fi valabil pentru toți partenerii noștri și pentru tot blockchain-ul. Dar având în vedere că NFT-urile noastre devin din ce în ce mai valoroase și cu cât livrăm mai mult pe blockchain și în lumea reală, cu atât devin și mai cerute și mai căutate, încercăm să răsplătim încrederea investitorilor noștri cu cât mai multe module din acestea de reward-uri. Ai zis mai devreme că ați încheiat o colaborare cu un marketplace de NFT-uri. Aș vrea să-mi zici mai multe despre el, dar și avantajul. La ce vă folosește vouă să aveți o colaborare cu un marketplace intern? Ce avantaj va aduce ecosistemului vostru? Deci, în primul rând, se lucrează la reglementarea NFT-urilor în România și legea va fi foarte repede dată. Ianuarie, cel târziu februarie, vom avea primul draft, primul modul de lege. Piața cripto va fi reglementată. Suntem și noi oarecum conectați în zona asta de legal advising. Lucrăm acum la un parteneriat, un fel de asociație, să spunem, un fel de pseudo-sindicat, dacă vreți, al oamenilor de cripto, care se ofere consultanță în vederea reglementării pieței cripto, în primul rând în România. Și noi credem că există o foarte mare deschidere și cred că putem face lucruri minunate. Și tocmai de aceea avem nevoie de o piață, de un marketplace de NFT-uri care să ofere mai multe feature-uri clienților. Așa i-am găsit pe băieții de la ANFTR, o echipă minunată, ne-am înțeles din prima foarte bine, unde pe acel marketplace vom face în primul rând auditurile, doar acolo vom face auditurile, NFT-urile care sunt listate acolo vor fi auditate de către noi și vor fi eligibile pentru lending platform, urmând ca să dezvoltăm împreună cu echipa ANFTR și alte module de reward-uri pe marketplace-ul lor în cadrul ecosistemului nostru. Cu speranța finală că undeva la mijlocul sau spre sfârșitul anului care vine, nu știu că nu depinde de noi, piața cripto va fi reglementată în România și noi vom fi primii care vom oferi consultanță și protecție clienților și investitorilor noștri. Care este avantajul să aveți o colaborare cu un launchpad? Ca să deschid un pic subiectul ăsta intern și după o să zic și avantajul nostru. Exact. Păi așa cum am vorbit încă de la XDay, unde ne-am cunoscut și mă bucur tare mult,
Noi căutăm să ajutăm și alte proiecte, pentru că având Coding Division, am primit multe cereri de dezvoltare, de incubare a proiectelor. De exemplu, artwork-ul nostru este foarte apreciat, făcut de Paul, și Paul vă poate spune mai multe despre treaba asta. Mulți. Sorin Crăciun este aici și el este în echipa noastră pe partea de design și web developing. Și practic avem nevoie de un launchpad unde să ne lansăm atât proiectele noastre interne, cât mai ales outsourcing-ul de pe blockchain. Super, super spus. Deci ca să facem, sunt câteva persoane care au intrat mai târziu, să trecem încă o dată în revistă toate titlurile ce s-au discutat. Băieții de la Demiurgus au creat, o să vorbesc doar despre Vesta, au creat un ecosistem în interiorul altui ecosistem, adică Vesta X în interiorul Multiverse X, în care se găsesc mai multe future-uri, printre care un DEX, un launchpad, un marketplace de NFT-uri, o platformă de landing și bănuiesc că asta e doar pentru început. Adică vor urma mult mai multe lucruri. În care moneda guvernanță va fi VEGOLD, o monedă gândită în așa fel încât să fie superioară eGold-ului clasic, faptul că va fi folosit, va putea fi folosită doar în momentul în care eGold-ul este la stake într-un smart contract cu autocompound, care va produce constant. Și dacă peste 10 zile tu vrei să-ți vinzi VEGOLD pe care l-ai, tu vei lua mai mult eGold și el se va aprecia în timp. Ați făcut un calcul. Știu că vorbeai tu, mi-ai povestit mie la început, cam în cât timp. Știu că urmează să apreciază mult în timp VEGOLD. Știu că aveai niște procente. Mi le mai poți spune încă o dată? Sunt doar simulări, îți dai seama, simulări pe care și oamenii le pot face. În teorie, odată lansat tot mecanismul ăsta, tot ecosistemul nostru funcțional, care să ofere utilitate și adopție, pentru ca oamenii să poată să folosească VEGOLD-ul la minturi, la farming-uri, la swap-uri și așa mai departe, atunci, în teorie, eGold-ul va fi ținut la staking și VEGOLD-ul va fi folosit în schimb ca lichiditate. Asta înseamnă că, teoretic, dacă noi avem 14 milioane de VEGOLD la staking acum, sau 13 milioane jumate cât sunt, măcar ținta noastră e ca măcar 1% să deblocăm în primul an. Asta însemna undeva la 140.000 de eGold, care să fie VEGOLD, da? Urmând să creștem măcar la 5% din acest număr în următorii 2-3 ani de zile. Ca și paralelă, pe Ethereum, unde există serviciul ăsta de liquid eGold la Lido, însă ei nu au utilitate și nu au adopție. Pur și simplu primești liquid Ethereum și nu prea ai ce face cu el. Dar ai acest auto-compound, da? Și de fapt asta e utilitatea principală. Da? Ai pus Ethereum la staking, ai compound zilnic și mai târziu îl poți debloca cu reward-ul inclus. Și Lido a ajuns undeva la 5-6% din volumul de Ethereum în liquid Ethereum. Dacă există acest precedent, da? Țintim și noi undeva tot acolo, la 5-6%. Asta înseamnă undeva în jur la 700.000, 1.000.000 de liquid eGold în blockchain, lucru care ar trebui să ajute tot ecosistemul și toată economia, pentru că vor fi mai multe trade-uri, mai multe swap-uri, mai multe minturi, mai multe proiecte finanțate și așa mai departe. Fix. Mă aud, Florin? Da, salut. Te foarte bine. Salut, Cătălin, salut. Salut, salut. Să fac o scurtă paranteză referitor la partea de staking. Băieții de la Demiurgus o să facă parte de staking prin intermediul agenției noastre. Eu sunt cofondatorul de la Parasco Staking. În momentul actual, noi suntem una dintre agențiile relativ mici, avem doar 10 noduri, dar avem un APR peste media. Asta înseamnă în momentul actual undeva la 10,4, dacă nu mă înșel, pe daily. Adică nu cel care oferi de mai era, da? Ceea ce Florin a construit prin Vesta, și deja au smart contract-ul, au fost testele deja pe DevNet, pe TestNet și acum deja este sus pe Mainnet, adică puteți oricând să aveți VEGOLD, da? Și este un lucru foarte interesant. De ce? În primul rând aveți odată reward-ul care este primit automat și la o agenție și mai aveți și autocompound-ul care crește în parietate. Nu o să fie o parietate, nu o să fie un 30% într-un an de zile, să nu,
să ne îmbătăm cu apă rece, dar vor fi câteva procente care vor conta. Din punct de vedere al unui staking provider și al unui delegator, ce este foarte, foarte interesant la treaba asta, vei avea mereu lichiditate. Faptul că băieții au găsit o posibilitate prin care să aibă și propriul exchange, da, o să fie o posibilitate destul de interesantă. Adică eu sunt și unul dintre investitorii în Buhat, am prins Buhat cum a fost acum prețul la 0.3, pot să-mi rup câțiva V-Gold pe care aveam la stake, strip prin prisma faptului că am prins un preț bun pentru a face un DCA sau să ies pentru DCO. Cam atât am avut de zis, poate o să mai am așa câte o intervenție, când consider că nu s-a clarificat ceva destul de mult. Au mai fost, cred că, în jur de câteva AMA pe comunități, la Investește Memorabil și pe câteva grupuri. Și dacă sunt întrebări, o să las de asemenea grupul de la Demiurgus România și community, iar dacă sunt lucruri pe care nu au fost clarificate, intrați acolo și întrebați. Scuzați-mi și vocea, sunt foarte răcit și cred că de aia se va auzi puțin alternat. Și eu la fel, e iarna. Mulțumim, Cătălin. Încă o chestie pe care vreau eu să o scot, adică să nu primim întrebarea asta după, să o spun. În momentul în care cineva scoate V-Gold și primește E-Gold, acel V-Gold din wallet-ul lui se arde instant pentru a ieși din piață. Știu că au fost câteva întrebări zile trecute. Bun, și ce se întâmplă cu acel V-Gold? Deci se arde. În momentul în care pui E-Gold, se mintează și în momentul în care iei E-Gold-ul, se arde. Totdeauna va rămâne paritate egală. Ne mândrim cu faptul că protocolul nostru este probabil cel mai DeFi și cel mai DAO de pe blockchain. Pentru că poate fi văzut în Explorer și practic în momentul în care ai pus E-Gold-ul la staking, se mintează automat echivalentul V-Gold la indexul respectiv, iar când ai scos E-Gold-ul de la staking, se dă automat din smart contract burn și întotdeauna rămâne o cantitate echivalentă direct din smart contract. Matematic nu este posibil să scadă sub 1 igol, pentru că asta ar însemna să ajungem la 0 igol la taking și atunci devine în forma inițială de 1 la 1, pentru că există apărând, nu există nimic la staking. Deci nu poate decât să crească. Cu cât mai mult igol este pus la staking în protocolul nostru, cu atât compound-ul crește în fiecare zi. Din punctul meu de vedere, am fost foarte, foarte clari pe tema asta, dar dacă vor exista întrebări și noi și voi și toată lumea, vom fi deschiși în a lămuri. Încă și eu mai am de citit și de documentat. Hai să trecem la... Urmează să scoateți încă o colecție sau trei colecții de NFT-uri. De fapt, știu este o singură colecție cu trei seturi diferite. Deci, acum... Mulțumesc! Noi nu am ieșit încă public. Am ieșit oficial cu protocolul pe mainnet și se știe de el, dar nu am ieșit încă public în marketing, pentru că vom face acest lucru odată cu mintul de pe X-Launcher la Silver. Acum, noi avem un mint intern de DAO, NFT-uri DAO, pentru guvernarea Vesta X a protocolului nostru și a acestui ecosistem financiar, cât și pentru venitul pasiv de 50% din tot ce se va câștiga din aceste fiuri către holderii de NFT-uri. Și practic avem 1000 de NFT-uri Gold Vesta X, acum pe 30 și pe 31 în vânzare internă către holderii noștri, urmând ca pe 20 ianuarie să avem 2000 de NFT-uri Silver Vesta X pe X-Launcher pentru partenerii noștri, cu un discount de 15%, din prețul NFT-ului, adică 0,85 gold per NFT, iar în prima săptămână din februarie avem ultimul set de bronze, public sale, full price de 1 gold la varianta de bronze. Dar aceste NFT-uri se vor cumpăra sub formă de pachet. Un pachet conține și 2 VE gold. Adică, de exemplu, pentru varianta silver, care va avea loc pe X-Launcher, va fi 2,85 e-gold, în care vei primi 2 V e-gold și un NFT. Am zis corect? Exact, exact. Am gândit ca un pachet pentru, în primul rând, comunitatea noastră să înceapă cu un minim de V-gold în piață, urmând ca partenerii noștri să aibă șansa asta de a putea face parte din guvernanța Vesta X, da, și să primească și revenues în Vesta X.
Și practic se bagă 2 eagle la staking, unde investitorul primește V-Gold în schimb și la pachet și prețul NFT-ului de 0,85. Deci un pachet complet de silver este 2,85 e-gold, din care 2 e-gold vor deveni V-Gold și trimiși în wallet-ul investitorului de pe direct pe Super City. Foarte, foarte tare. Mi-ai zis în privat mai devreme că vor fi câteva anunțuri în premieră. Bănuiesc că unul dintre ele, sau singurul, a fost cel cu NFTR. Da, da, cu băieții de la NFTR. Urmând, și un alt anunț este că deja câteva entități puternice din zona cripto, reprezentanți Binance, reprezentanți pe România, Bitcoin și așa mai departe, au format această alianță a unor entități din cripto, unde și noi am fost invitați și sunt bucuros să vă mărturisesc treaba asta, pentru a oferi consultanță guvernului în vederea reglementării cât mai rapid cu putință a pieței cripto. Lucru care se va întâmpla începând din ianuarie, imediat după 10-15 ianuarie încolo se va întâmpla și asta nu poate să fie decât în beneficiu tuturor din piața cripto, pentru că vom avea mult mai multă liniște, ca să spunem așa. Vrei să ne spui câteva cuvinte despre platforma de taxe la care lucrați, sau pe care o aveți, da, în plan? Da, este de fapt MVP-ul nostru, aici vreau să și ajung, și anume un smart contract care să integreze plata automatizată a taxelor către ANAF. Practic în baza unui KYC, da, unde avem CNP-ul fiecăruia, da, oferim swap-uri din cripto în fiat, da, prin parteneriate cu Twispay, cu Utrust și așa mai departe, unde în IBAN-ul clientului, în contul bancar al clientului, va ajunge suma respectivă minus 10% taxe la ANAF, care vor fi plătite în baza legii de reținere la sursă. Și practic clientul are acolo opțiune să o bifeze, dacă își dorește să plătim taxele numele lui, da, există două avantaje. Unul la mână, plătești câte puțin de fiecare dată când scoți fiat, da, nu se adună în luna mai să te ia de inimă când te uiți ai scos 30.000 și trebuie să dai 3.000. Ăsta ar fi un avantaj psihologic, dar în al doilea rând stai liniștit că taxele sunt plătite automatizat, toată lumea e fericită, statul e fericit, noi suntem fericiți, în schimb primim protecția guvernului în această reglementare care este ongoing și practic vor fi cât mai puține fraude, cât mai puține țepe și practic avem acces la justiție, la Interpol, la miliție și așa mai departe. Această platformă bănuiesc că va avea și un fee, de un comision de funcționare. Exact, vom avea un fee minimal, nu știm încă acum, dar oricum va fi maxim 1% pentru acest întrebarea serviciu. Întrebarea mea este dacă regula merge mai departe, 50% din fiuri către deținătorii de Snakes și din acest future? Asta e promisiunea noastră originală și așa construim totul. Pe de o parte, VestaX ține 50% din orice fiuri generate de acest ecosistem financiar pe blockchain și pe de altă parte, celălalt 50% va ajunge la compania mamă, la Snakes. Super tare. Mă bucur foarte mult că am avut acest AMA. Fac pariu că vor veni o mulțime de întrebări și suntem deschiși cu toții. Hai să vorbim un pic și de film, de industria filmului, că este un principal de activitate și îl avem pe Paul aici. Paul, ești cu noi? Da. Paul are aproape 30 de ani de experiență la cel mai înalt nivel în industria filmului și suntem tare mândri să îl avem lângă noi aici. Ne poate vorbi un pic despre mecanismul de return investment din industria filmului și de ce am ales noi ca obiect principal de activitate pe Demiurgos producție de film și distribuție și return investment din industria filmului. Salut, salut, mă bucur. Mă bucur să aud de toată lumea aici. Am început cu Florian tot
proiectul ăsta din suntem filmmakers și în timp noi vrem un vertical integration, de fapt, în business în care vrea să ții cât mai mult din toate profiturile și din tot și să nu plătești pe alții și să încerci să îți faci tool-urile tale ca să ajungi la targetul firmei, care în definiția noastră suntem o firmă care va duce în entertainment. La fel ca și business. Acum lucrez cu Florian, parcă de când lucrăm Florian, în 2017, ceva de genul ăla, lucrăm împreună. Am scris mai multe proiecte împreună pentru film. Eu am o experiență mare în film, după cum a zis Florian. Am lucrat la, am cred că 100, am 100 de credituri, cam așa ceva, de filme din Hollywood. Am lucrat la 5 filme, am 5 Oscaruri cu echipele. Am lucrat la filme care au luat 5 Oscaruri în efecte vizuale. Sunt scenarist, regizor de imagine, editor, o grămadă de visual effects, de planning, pre-production, toate instrumentele astea în care să faci filme, cum toate planurile, unde poți să cut corners, ce poți să faci un film care arată de 10 milioane, poți să faci filmul ăsta cu 300 de mii. Și aici e vorba de experiență. Experiență majoră, aș putea zice. Că se cunoști, de fapt poți să faci un film care cu 10 milioane și arată de 100 de mii. Merge și invers. Și noi vrem să ajungem la stadiul ăla de există o piață foarte bună de filme, entertainment, filme de cinema, seriale, toate platformele pe care probabil vizualizați filme voi acasă, Netflix, toate Amazon, Apple, Disney Plus, o grămadă plus toate cinemaurile. Asta e una din ele, alt business pe care noi o să ne orientăm la un moment dat, este închirierea de hardware de făcut filme. Nu e așa de știută domeniul ăla, chiar așa de mult, e un domeniu destul de interesant, cu un ROI foarte mare. Și cu amortizarea banilor foarte rapidă. La vertical integration, nu? Că ai avea, dacă Demiurgos ar deține tot hardware-ul de închiriat, de fapt mai trebuie să închiriezi. Costă foarte mult să închiriezi instrumente să faci un film. Acum, dacă l-ai avea tu totul automat prin vertical integration, cum ne gândim noi, ai avea totul in-house, nu? Deci poți să faci, iei camera, iei lentilele, iei lumini, după care în loc să mergi la cineva care te taxează enorm pentru editing, pentru color grading, pentru tot ce se întâmplă în film, faci un film, e dintre cele mai complicate lucruri ce le știu, din cauza că faci un film care să fie bun, cum mergi la cinema și vezi un film de calibru mare. Dacă stai la sfârșit și te uiți la toate crediturile, o să vezi că sunt acolo cel puțin 1000 de oameni care lucrează toți pentru o imagine. Se simulează tot realitatea, trebuie să faci absolut tot. De multe ori mă întreabă lumea, dar cum, de unde vin banii din film? Cum vinzi un film? Și astea sunt lucruri interesante la alt know-how ce îl dețin. Un film, există festivaluri, de exemplu. Am acum un film Săveu care am regizat și scris cu un
prieten, care e prin lume, prin festivaluri, am câștigat, cred că vă, mai știu, vă 40, cred că, de, cred că avem vreo 40 de trofee pe filmul ăsta, un surfeu. În engleză, dar actorul principal e român. Mai am încă câțiva oameni care sunt români și inclusiv o melodie românească care cu aia începe filmul cu Drum Bun, Drum Bun de la Armata Română. Filmul a avut succes. Dacă faci un produs, este ca un demo, îl trimiți prin lume să vadă lumea și atunci o să primești mai multe e-mail-uri. Am o grămadă de cunoștințe în domeniul ăsta. Cum a zis Florian, lucrez de aproape 30 de ani în Hollywood Films. Ai cunoștințe, produceri, lumea începe, adică se face o zarvă, e un fel de PR, nu? Acum, dacă ai un produs și îl faci, te duci prin festivaluri, ce vezi la televizor în festivaluri este, de fapt, oamenii din fațada, chiar dacă staruri sau așa, ei vin acolo toți ca să-și promoveze filmul. În spatele culiselor există un market, un trading market de film. Filmele care rulează în festivalurile astea, chiar de la Cannes, festivalul de la Cannes, de exemplu, în spate sunt o grămadă de corturi și de o industrie întreagă care vând filmul pe profit. Filmele se vând pe regiuni, de exemplu, ai putea să faci un film și îl vinzi pe Europa de Est sau îl vinzi pe toate țările vorbitoare de limba engleză din lume. Sau mergi și zici, ok, asta e pentru America și Canada only, asta e pentru America de Sud și tot așa. Și așa vinzi ca în piață. La sfârșit atunci toate sumele astea și apoi să faci un profit. Un film care merge la televizor, nu? Dacă ai Netflix, dacă ești în America sau în Europa, ai alte filme pe Netflix. Sunt, unii au mai multe, găsești un film aici, nu-l găsești acolo. Chestii astea din cauza că nu a fost vândut pe piața, chiar dacă e Netflix, e aceeași firmă. Pentru că ei trebuie să plătească creatorilor de film fiuri ca să fie pus peste tot. Cam așa un pic de... Sper că să înțelegem un pic de background, de profituri, de return investment în industria filmului. Al doilea mod de a face bani cu filme este să-l bagi în cinema. Acum în cinema, acolo alte împărțeli astea. De obicei, cinemaurile iau 50% din încasări și 50% merg la creatorii de film. Și 50% e foarte mult, dacă te gândești. Cineva, deci dacă ai un cinema și rulezi un film ca Avatar, care e acum în cinemauri, cinemaul ăla are alte deal-uri și alte contracte care poți să ia 50% din încasări. Deci dacă vezi că un film a făcut 50 de milioane, 25 de milioane s-au dus la cinemauri. Pur și simplu că ai o sală, un proiector, scaune și ăla e business-ul. Și acolo sunt foarte mulți bani. A treilea mod de a vinde un film e pur și simplu private investment, de unde raise money, cine ia contractul, cine a pus bani, cât ți-a pus bani, se face și acolo în parțiala unde se vinde. Make sense? Florian, ce-am tot zis, Peter? Da, da, eu cred că oamenii au înțeles, dar principiul de bază este acest concept de vertical business integration, unde țintim, avem și două grafice pe care le vom posta aici pe AMA imediat, unde țintim două lucruri. Odată, un ecosistem financiar în Web 3.0 pe blockchain, care să ofere tot ceea ce avem noi intern, adică marketplace-ul nostru, guvernanța noastră, DEX-ul nostru, coinurile noastre și așa mai departe, unde noi vom împărți jumătate din aceste fiuri ca și investitori, da? Cu scopul de a produce daily rewards pe care
să-l putem reinvesti în lumea reală, că aici este secretul, să unificăm Web 3.0 cu lumea reală. Da? Și cu aceste reward-uri generate din cripto, noi să investim în filme unde alt ecosistem va exista în lumea reală, cu propriile studiouri de film, cu propria divizie de rent al camerei și așa mai departe, unde, așa și cum Paul a menționat, este un business extrem de profitabil, pe care îl vom detalia la momentul oportun, cu propriul lanț de cinema, unde deja avem o discuție, să preluăm o discuție începută la nivel de minister și de conducere, să preluăm vechile cinemauri comuniste, RADEF, rețeaua care este în insolvență acum, și unde să facem X cinema cafe, mergi la cinema, scanezi cu maiarul și plătești cu tokenul nostru. De ce nu? Îți cumperi o cafea, un popcorn, de viitorul. Noi credem că vom ajunge acolo. Da. Și în momentul în care și în lumea reală avem propriul ecosistem cu studiourile noastre unde să turnăm filmele, cu divizia noastră de rental, de unde să închiriem tehnica necesară pentru a turna filmul, cu cinemaurile noastre unde să distribuim filmele, atunci totul va fi interconectat și cu voi atașați ca investitori. În felul ăsta avem un circuit al banilor din lumea reală în blockchain, complet ergonomic și verticalizat ca și business. Iar cât de pe tonul nostru, întrebat cineva pe chat, imediat după la Vesta X, care se termină acum început de februarie, colecția Vesta X cu cele trei seturi, gold, silver și bronze, imediat după aceea vom lansa tokenul nostru tot pe X Launcher, undeva la sfârșit de februarie sau început de martie. Avem deja un paper de tokenomics, îl găsiți la noi pe Telegram și pe Discord. Vă puteți uita pe detaliile a ceea ce toată lumea a zis, probabil cel mai complex și riguros token creat în cripto. Da. Deci, una peste alta, suntem ambițioși și știm exact ce vrem să facem. Foarte bine plănuit, gândit și echipa este experimentată, numai oameni serioși și cu CV puternic în spatele oricărui proiect al nostru. Într-adevăr, cum ai zis și tu, tokenomics-ul nu este chiar pentru oricine. Va trebui să lucrezi la o variantă simplificată dacă vrei să ieșiți cu el către publicul larg. Pentru că și mie mi-a luat ceva timp, adică trebuie să-l răsfoiesc de câteva ori ca să înțeleg cumva principiul. Nu o să intrăm acum în detalii. Dacă vreți și aveți răbdare să lucrezi la o variantă simplificată, putem să mai facem una în momentul sau câteva zile înainte de lansare și să explicăm exact rolul și funcționalitatea. Oricum vom face o variantă simplificată, dar momentan ne concentrăm pe Vesta X. Trebuie, adică eu n-am văzut tokenomics de 18 pagini, adică am văzut și am văzut white paper de 18 pagini, dar nu tokenomics. Da, 32 de pagini mai exact. Scuze, da, tot sunt multe și 18 erau de ajuns. Mă bucur foarte mult că v-am avut invitați și sper că s-au lămurit foarte multe dintre lucruri. Aș vrea să mai așteptăm câteva momente. Cei care aveți întrebări, solicitați pentru a intra pe voce sau dacă vreți scrieți-le și noi o să vă răspundem. Fie că se adresează la X-Launcher, fie că se adresează la... Aș prefera de fapt către Demiurgus, că noi de la X-Launcher putem răspunde oricând aici. Dar acum, cât e cald, cât nu le-ați uitat. Până atunci aș vrea să vă întreb pe voi, pe Paul și pe Florian. Ce părere aveți de... ca a zis Paul mai devreme, de Avatar. Ce părere aveți de CGI-ul acestui film? L-am văzut, mi s-a părut extraordinar din punctul meu de vedere, neexperimentat. Aș vrea să aud o părere profesională, cât așteptăm nicio întrebări. Deci Avatarul e incredibil. Ce s-a făcut acolo, chiar incredibil. Chiar înțeleg cum se fac lucrurile astea. Și ce muncă enormă în spatele la o astfel de producție. James Cameron lucrează de vreo 10 ani la el, cu alții și cu mii și mii de oameni. Recomand să mergeți să-l vedeți în de IMAX, dacă puteți. Că nu vine toată ziua în lucrul ăsta. Costul de 100 de miliard, fără VR,
multe tehnici noi care s-au aplicat. Motion capture underwater, care este foarte impresiv. Motion capture e un sistem de a lua mișcarea actorilor și a fi aplicată pe alte caractere care sunt full CG sub apă. Destul de complicat. Da, nu știu ce părere au alții, dar părerea mea de profesionist, very impressive. Asta contează. A mea sigur nu contează, dar asta contează ce mai mult. 3 miliarde de dolari încasări, tocmai de aceea industria de entertainment este acum numărul 1 în lume de câțiva ani, de vreo 5 ani de zile, adică a depășit farmaceuticele și armamentul. Și entertainment mă refer și la gaming, gaming împreună cu filme. Da. Deci, practic, din toată nebunia asta cu streaming platform și cu content online și cu Web 3.0, privim către un viitor total neașteptat, unde din ce în ce mai mult content va fi monetizat și din ce în ce mai mult content va fi consumat. Și pentru noi, zona asta de pionerat din cripto, cu integrarea acestui ecosistem al nostru, nu poate decât să ne aducă bucurie, mai ales că în sfârșit ne îndeplinim visul și în momentul în care se dă drumul la acest pipeline, toată lumea va avea de câștigat, pentru că, repet, nu știu câta oară, noi credem foarte mult în return investment în lumea reală, în activități din lumea reală, nu doar din cripto. Credem că e nevoie neapărat de această ancoră pentru a susține blockchain-ul și tehnologia Web 3.0. Nu putem sau nu credem în proiecte exclusiv de Web 3.0 decât dacă sunt development sau consultanță sau alte sau un blockchain însuși, cum este Multiverse X. Atunci da, are sens. Dar ca și builder, ca și constructor pe tehnologia ta, căutăm să ne ancorăm cât mai mult posibil în lumea reală, cu asset-uri în lumea reală, cu investiții în lumea reală, pe care să le împărțim cu oamenii care fac parte din ecosistemul nostru. Da, asta de la început. Te rog. Scuze, de la început cu Florian am zis, am venit cu ideea de, eu i-am zis reverse teleportation. În teleportare, de fapt, nu faci din obiect energie și aici, dacă te gândești invers și faci din energie obiecte în lumea reală, atunci ăla ții edge-ul în aceste market-uri, nu? Credem foarte mult că acolo așa poți să ții un floor price la 26 și noi credem că va merge mult mai mult floor price-ul decât e acum. Îl ții prin niște roadmap-uri, vision și delivering constantly o grămadă de lucruri pe care ai zis că le faci, dar care sunt ancorate în realitate. Că cripto poate să fie un mecanism incredibil de finanțare în lumea reală. Și asta credem noi. Da. Da, vă mulțumesc pentru asta. Văd că a fost o întrebare, dar văd că a răspuns Florian între timp. Clar va fi conform indexului, nu are cum să plece tot timpul de la început prețul pentru Vesta, pentru Vehicle. Vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în seara asta cu noi. În caz că vor mai fi întrebări, o să pun canalele voastre și de Discord și de Telegram pe grupul nostru să intre lumea și o să răspundem și noi, o să răspundeți și voi. Puteți răspunde și aici, nu e o problemă. Și vă mulțumesc foarte mult. Noi mulțumim și foarte încântați de parteneriatul nostru și chiar considerăm că long term vom crește împreună. Noi mereu am susținut un lucru foarte simplu. Vrem să împărțim cu comunitatea. Nu vrem să facem launchpad-ul nostru. Nu avem nevoie de încă 2, 3, 4 luni de zile de muncă. Așa că v-am găsit pe voi oameni minunați, o comunitate unită și de ce să nu construim împreună? La fel, nu am găsit susținere
la Xoxnow, de exemplu, pentru că ei lucrează cu concurența noastră și oricum aparțin de Elrond. La Framing n-am primit răspunsuri și am ajuns la NFTR, cu care, din nou, ne-am înțeles minunat în prima, planurile noastre converg și nu are sens să facem noi un marketplace, pentru că avea nevoie de un marketplace, dar dacă există această infrastructură, de ce să nu o folosim împreună, ca o echipă? Și în felul ăsta, ecosistemul nostru este complet, da, și toată lumea are de câștigat. Exact. Vă salut încă o dată și mulțumesc pentru interesul acordat. Ne vom mai auzi din nou la AMA, la voi, aici, mâine seara avem și la noi, pe canalul nostru, și ținem legătura. Construim împreună. Bineînțeles. Bineînțeles. Mulțumesc și eu. Mă bucur de cunoștință cu toată lumea. Mulțumesc de suport. Mulțumim, Paul, și ne bucurăm că ai fost alături de noi. Vom încheia aici. Deja văd că avem o oră și 10 minute. Nu vrem să plictisim pe nimeni. Și așteptăm întrebările voastre și pe chat în continuare. Vă mulțumesc frumos. O seară faină. La revedere. Salutare.